Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. Hai să vedem ce au gătit ai noștri cabrazi. Fine dining. Nu știu ce se va întâmpla. Va fi un teatru ieftin. Atitudinea mea de la această jurizare va fi așa, din cauza atitudinii lui Cătălin, care de fiecare dată când nu are echipa la duel, aruncă, dă cu pietre în fiecare farfurie. De data asta am să-i servesc propriul meniu. După ce voi gusta, voi avea o atitudine zeflemistă și voi spune mizerii despre fiecare farfurie. Voturile mele nu vor reflecta absolut deloc discursul. Voi avea grijă să votez așa cum trebuie să votez, farfuria să fie apreciată la adevărata ei valoare. Voi folosi acest interviu să explic exact fiecare farfurie în parte cum mi se pare de fapt. Tot timpul apar tensiune între mine și Dumitrescu, pentru că, nu știu, n-am nici cea mai vagă idee de ce sunt eu inamicul lui Dumitrescu. Acum două sezoane e tot așa, mi l-a pus pe unul în cârcă că îi urmăresc eu lui concurenții. Băi, la un moment dat cineva trebuie să plece. Normal că la fiecare probă pleacă câte unul. Uite, dovadă e că până acum cei mai mulți sunt plecați de la mine, nu? Au gătit prost, trebuie să plece acasă. E simplu. Opa, folie de aluminiu acolo. E ca să nu prindă radiațiile. Să vedem. Hai, gata, domnilor? Ce e, mă, farfurie asta? Băi, este porcus, un piure. Gata, așa. Hai să vedem. Muș de porc umplu cu fructe confiate. Habar n-am dacă porcul meu e fine dining. Doamne ferește, cine face mă chestiile astea, mă, frate? Mă, e cel mai fine dining, dar cred că e unul dintre concurenții fără experiență. Bun, și era proba de fine dining. Ce, mă, fine dining? Că a tras cu pieptul în piură? Cum să faci, mă, la unui farfurie de genul ăsta? Nu te bag în seamă, nu te mai plângi. Stai, pur și simplu nu vreau să-i dau apă la moar. Nu e niciun sos, nu e nicio chestie, nu e ceva bun acolo. Așa e, vai de tot. Ce știe mai bine și mai frumos așa, să gătească ceva. Carnea puțin uscată, în schimb îmi place combinația de gust dintre piure și pruna de la interior. Poate că mi-ar trebui niște sos. Da, un pic de sos ar fi ajutat. Ar fi ajutat puțin cărnița. Un piure de cartof dulce, care nu mă deranjează că este un piure de cartof dulce, de regulă mă deranjează piure de cartof dulce. Piureul e gustos, dar atât. Nimic altceva din farfuria asta nu spune ceva. Asta e cu folie de aluminiu? Asta e. Doamne! Ia uite-mă! Sunt mulțumită de farfuria finală. Sper ca șefilor să le placă, să zică wow, oh, 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 cum fac ei când le văd câte o farfurie frumoasă și să le placă gustul. Mi-este doar frică că șefii, cei doi, șef Dumitrescu și șef Bontea, să nu mă depuncteze în cazul în care își vor da seama de mine. Asta este italian. Da, sigur? Da. Așa da. Să faci în italian cu asta? Nu știu cum se cheamă chestia asta. Așa, și cum se cheamă? Zim italian. Am uitat. Zim. Pasta al cartoccio. De departe se vede clar că este farfuria Amaliei. Doar italienii fac chestia asta de fructe de mare în folie de aluminiu și o pun pe masă așa. Paste cu fructe de mare. Parcă abia am avut proba cu paste, dar și asta o fi un alt fel de fine dining în Italia. Dacă asta venea la proba de paste de ieri, cred că o scuipa Cătălin. Așa este. Așa și facem. Astăzi o mănâncă, că e echipa lui la duel. A. Da, așa zic, place. Uite, bă, și gustul ăsta, n-ai și să-i faci. Faptul că a reușit să-l pună într-o folie de aluminiu e puțin enervant, pentru că proba era de fine dining. Dacă Amalia ar fi concurat la proba de paste, la 15 puncte. Foarte gustoase. Uite, asta e frumos. Ce arată frumos. Asta e foarte urât. Da, că arată foarte frumos. Ce arată, mă, frumos? Sosul tăiat și... Un surf and turf este. De fiecare dată când aleg să fac un preparat, încerc să merg cât mai la sigur, pentru că nu cred că e cazul să risc făcând un preparat pe care nu l-am mai făcut niciodată, să nu știu de unde vreau să plec și unde vreau să ajung și să plec acasă. Uite, vita crudă. Am terminat, că cine să te audă la televizor, să te creadă. Indiferent ce... Vezi, mă, o să râdă lumea puțin de el, că toate sunt nasoale. Nimic, pe, nu, nimic nu-i pe gustul lui. Stai liniștit, că știu cum să botez grasul. Botează cum vrei. Păi vezi? Pe care botăm cum vrem. Farfurie frumoasă, interesantă, un surf and turf cu un piure de mazăre, cu un sos. Exact ce trebuie să fie. Piureurile făcute corect. Mișto farfuria. Pardon, ce d-a făcut? Da, nu mai zicem foarte așa. Foarte nasoală. Farfurie frumoasă, o combinație de gust interesantă. Sanjacul gătit bine. Ce? Sanjacul ăsta? Doamne ferește! Sanjacul gătit
perfect. O farfurie foarte gustoasă, farfuria cu numărul 3. Ce? Crevete sau sanjac? Că nu dau seama. De aspectul farfuriei nu sunt mulțumit, dar de gust, o sanjacul ăla când am gustat cu baconul ăla, mi-a spart gura. Și cu icrele și cu piureul ăla, simțeai și menta ușor, simțeai și anșoaua și tot. Ce nu înțeleg eu în toată farfuria asta, este menta. Că înțeleg trufele, că înțeleg pirul de mazăre, că înțeleg ghiclele. E foarte drăguță farfuria asta, unde Saint-Jacques merge foarte bine cu menta asta de aici. Senzațională la gust, fantastică. Pentru mine Saint-Jacques cu menta nu prea funcționează. De obicei și pe unde am văzut eu așa și ce am mai gătit și eu în anii ăștia de bucătărie, pirul de mazăre cu mentă se cam face la miel, în general. Saint-Jacques este gătit corect. Saint-Jacques aici este gătit cam prea mult. Partea sărată de la bacon cred că era destul pentru Saint-Jacques. Combinația de gust un pic cam prea sărată. Pe lângă bacon am mai pus și o tonă de icre de somon care sunt sărate. Am senzația că îl omor. Hai. Oh. E turnul lui Babel. Băi, o langustină. Băi, o langustină. Trebuie să-ți dau ăsta un pic jos, așa. De-asta nu mâncăm. Chili flakes. Pentru această rețetă am folosit acel șnițel de crevete. Angustina am tras-o puțin în muntul cu sare de mare și am făcut o maioneză de șofran în 8 minute, făcută la mână, ceea ce am avut probleme la noi în echipă. Îmi doresc foarte mult să fie una dintre cele mai bune farfurii și cred că voi reuși astăzi să primesc o notă mare. Asta n-am mai văzut până acum. Nici eu n-am mai văzut asta. Acesta a gătit austriac, eu trebuie. Șnițel așa. Șnițel. Cu legumele astea? Care e simplu, asta e rețeta italienească de pensimonio. Sau o rețetă românească, salată de crudități. Aha. Nu prea înțeleg ideea preparatului în sine. Că faci creveți, pane, ok, face toată lumea. Ca și cum ai mâncat orice șniță, o salată, de fapt. Da, că e crevetă, că e pui tot acolo. Exact, mănânc și eu un șnițel cu o salată. Gustoasă. Pot să spun că este o farfurie nu foarte fericită în combinație de gust, dar este o farfurie interesantă, proaspătă. Nu e farfuriarea la gust, dar ca idee în sine de preparat. Hai, merge. Cum naiba face așa ceva? Piept de rață, piure și sos de ceva. Mă gândesc mereu că întotdeauna eu vin cu ceva inovativ și când am fost la audiții și asta și nu pare să fie întotdeauna pe placul șefilor neapărat. Eu știu ce am făcut eu și știu ce gust am acolo, dar este și mai important să fie suficient de bune și să arate destul de bine. Doamne, așa plictisitoare această farfurie. Rața crudă. Pielea e destul de bine gătită, doar e că a crudă, fost... Frățică, stai puțin, doar că gătită. Are o peliculă care nu e gătită. Deasupra e foarte crisp. A fost foarte crisp. A fost, la start. Nu e o farfurie frumoasă? Da, dar păcat că, uite, o dai de gard cu temperatura de la rață. Nici măcar sosul nu pot să zic că e mișto. Nu știu ce să zic, e o părere a ta. Pieptul de rață e aproape perfect, adică 2 grade în plus la temperatură ar fi fost ideal. Pireul foarte mișto făcut. Piureul, textura piureului e senzațională. Brazul am strică toată nebunia. Da, mi se pare mizerabil, frate. Adică strică toată peste. Ce-mi place aici, în farfuria asta, este gustul prazului. Nu știu cine a gătit-o, dar este o farfurie foarte bună. Pă, bune! Ha, am nebunit de cap. Mă jur, deci m-ați nebunit de cap, nu mai înțeleg nimic. Jugeați, bă, frate, ce aveți de jurizat și gata. Dar nu putem. Ne așteaptă ăștia la notara după aia. E o farfurie gustoasă. O farfurie simplă. Nu mi se pare cea mai slabă farfurie. Mă bucur că mai întâi gust cu ochii și apoi degust cu papilele. Cam în viață vită, nu? No. Omul își devită un piure de țelină și o sălățică din trei ciupercuțe pe acolo. Și puțin sosuleț, așa. Da, pare că am neterminat-o. Farfurie neterminată, cam genul de aia care am făcut eu azi. Mă rog, ai mei. Mai simplu de atât nu se poate. Așa că îngătești foarte simplu, nu prea ai cum să greșești. Îmi gândesc că îi mai trebuiau mult. Da, dar nu puteți să vă supărați pe Bobby atât de tare. Bă, asta e ceva, dacă e, ce să-i fac? O farfurie simplă, nu s-a complicat. Nu mi se pare așa strălucită. Oh. Ia, mă, ce e asta? Ia-ți-o cu crudă de Saint-Jacques.
Sunt foarte mulțumit de preparatul meu. Îmi pare rău că nu am riscat și mai mult, dar ce am reușit să pun în farfurie consider că este fix ceea ce era nevoie să fie acolo și sunt foarte încrezător. Dacă până acum n-am reușit să ies din tipar cumva, cu asta le-o dau. Alex, a? Alex, carpaccio de Saint-Jacques, dar nu e tăiat cum trebuie. Un jeleu. Are și un praf de curry deasupra. Adică ăsta, ăsta e cu un praf de curry. Soia. O combinație de gust foarte tare, foarte mișto. Îți place nebunul. Foarte bun! Din punctul meu de vedere, este cea mai vie farfurie până în momentul de față, cea mai proaspătă, cea mai gustoasă. Știi ce? Dacă e prea mult cumva sos, bă, de un pic să în rețel. Prima fază când te uiți la ea, zici că e o fumă. Zici că e o tâmpenie. Da. Dar o farfurie concept, bună, gustoasă, modernă, exact ce trebuie. Nu că ăsta e cu pepenele, cu asta îl face de-astea. Din punctul meu de vedere, pentru mine, da, arată la farfurie de fine dining. Dar aici vorba și de gust. Am gustat și din foie gras, am gustat din fiecare chestie în parte, mie mi-a plăcut. Ce dor, ce chin, ce jale. Când te uiți la ea, deja încep să spui întrebări. Trei bucățele de foie gras, prea bine gătit. E clar că cine a făcut farfuria asta nu prea a făcut foie gras la viața lui. N-aș fi avut o problemă să pună mâna pe foie gras atâta timp cât era tăiat corect, adică mai gros. În momentul în care faci foie gras la tigaie, dacă îl tăi atât de subțire, atât de subțire va fi în tigaie. Ficată care îl tai atât de subțire, începe să se topească foarte repede și n-ai cum să te bucuri de el. Nu e o farfurie foarte reușită. Melțișori! Nu știu ce șanse am, nu sunt deloc mulțumit de ce am făcut. Nu pot să explic în cuvinte, dar tremul mă ia cu aiurea. Sunt practic terminat și nici nu pot să zic mama, hai că ăsta de lângă poate are o farfurie mai nașpa sau arată mai urât. Nu există treaba asta în concursul ăsta. Asta este, mi-este frică, clar, frică rău. Uite mă cum stă asta, uite cum se taie șoricul de Crăciun. Păi, nu știu de ce am senzația că cineva a venit mai jos decât acolo. Du-te, bă, de aici. Te rog, chiar și cu să mor eu, dacă mergi jos. Bucură-te de fructele mare. Iartă-mă că zic, care e diferența între șorici de calamari? Dacă am mai pus mâna pe un Saint-Jacques, pe un crevete. Așa, și s-a pus mâna pe foie gras. Farfuria asta are un pic de gust, dar n-are niciun fel de muncă în ea. Platouași cu fructe de mare au ceva gust, se poate mânca, dar cam atât. Haide. Sunt mulțumit de farfurie, mălica e foarte gustoasă, mielul e foarte gustos, ciupercile e gustos, sosul e... Unicul lucru și poți să-ți greșești într-așa o farfurie, să nu-i pui sare. O mălicchi. Are ceva în ea. E un bulzman. Ia vezi cum e gătit ăsta. Cam prea mult. Cotlă de miel berbecuț? Nu, da, e mai doar pe afară. Nu. Uite, bă, că are culoare ce ai. Achiu, înăuntru este roze. Mămăliga place. Mămăliga este senzațional de gustoasă pentru că are un pic de brânză în ea și are un suculeț, că nu e sos, e un suculeț foarte gustos. Sosul e foarte mișto. Sosul are gust de ciulama. Ciulama cu mămăligă și cu carne de miel și ciuperci, exact așa avea gustul. Da. Înțeleg de ce îți place ție foarte mult, Cătălin, pentru că e exact stilul tău de montaj, cu sosiera în farfurie. De departe, total, este o farfurie din echipa lui Cătălin. De-a lungul battle-urilor, el a fost singurul care a pus sosieră în farfurii. Toate farfuriile de lume care au asta sunt stilul meu. Eu le-am inventat. Nu, dragul meu, mă refer aici la un nu, ce rost are dacă știe toată lumea? Una peste alta e una dintre cele mai bune farfurii de astăzi. Blerea la gust e exact o mâncărică de cabană. Gata, mă. Hai, să plece acasă. Să vedem cine, ce, cum și în ce fel. Eu zic că s-au achitat de datoria de a face fine dining. Așa că una peste alta, farfurile astea sunt chiar bune. Cu mici probleme pe aici pe acolo, pentru că sunt inerente și de neconceput o probă unde să nu cumva să nu găsim un concurent care să n-aibă probleme. Cei care n-au știut să rezolve probleme din farfurie vor pleca acasă. Dacă ai abonament la Antena Play, ai ingredientul perfect pentru o zi perfectă. Fii gata să vezi emisiunile tale preferate în ediții integrale, oriunde și oricând pe Antena Play.